Îl cunosc pe domnul Mihai Neamțu, pe domnul scriitor Mihai Neamțu, mai bine spus. Pentru cine nu îl cunoaște, dumnealui a dat doctoratul la Londra și a studiat în țări precum Anglia, Germania și Statele Unite. A scris peste 10 cărți în apărarea civilizației creștine. Pe unele dintre acestea le puteți găsi în spate la stand, la o super reducere. Deși și-a petrecut mult timp în afara granițelor, nu și-a uitat identitatea, iar pe parcursul vieții a avut parte de întâlniri importante cu oameni deosebiți, precum marele duhovnic Părintele Teofil Păreanu, scriitorul Ioan Alexandru și filozoful Andrei Preșu. În prezent este activ pe multe rețele de socializare și la televizor, susținând principiile creștine și familia și cultura de asemenea. Haideți să-l primim cum se cuvine pe domnul Mihai Neamțu. Aplauze sunt pentru ea, doamna, 16 ani, nu? Nicanor, te descurcate extraordinar. Deci, Nicanor, care e pasionat de IT, vă dați seama, a învățat în 5 minute acest recital și s-a descurcat excepțional. Eu zic că are un viitor aici, în agronomie, mai ales, cu adevărat special. Nu, n-are viitor, că susține pe Trump, am văzut. Da, falși și profeții au spus că nici Trump n-are viitor, dar eu cred că și Nicanor și Trump amândoi o să aibă un viitor luminos. Mă bucur foarte mult să fiu la agronomie. E un loc care te obligă să faci etimologii rapid. Ia loc, Nicanor, dacă vrei. Chiar la dreapta mea, dacă vrei. Cum vrei. Agronomia, nu? E știința sau, mă rog, e legea, într-un fel, pământului, care are, de fapt, un corespondent în legile duhovnicești, pe care încercăm să le respectăm. Și cea mai importantă, cea biblică, este cea care vorbește despre sămânță. Și parabola semănătorului ne spune că e nevoie de multă perseverență până rodul e cu adevărat înmulțit de 30 de ori, de 60 de ori sau de 100 de ori. Sunt aici la agronomie să pun și eu ca un semănător o sămânță și probabil că pentru mintea unora deja păsările sunt o amenințare, deja păsările se îndreaptă spre voi și caută să ia sămânța pe care eu vreau să o pun. O să fie și buruieni la ieșirea din această incintă, o să fie și arșiță peste câteva luni și o să uitați tot ce am spus, dar pentru unii, nu știu cine exact, pentru unii, o minoritate, cuvântul acesta se va adeveri un cuvânt demn de înmulțire și vă spun pentru că asta pentru că nu e cuvântul meu, e cuvântul lui Dumnezeu care a fost trăit de niște oameni cu adevărat extraordinari. Și faptul că erau români și faptul că erau ortodoxi ne bucură foarte mult. Vreau să vă spun astăzi o poveste, pentru că e timpul poveștilor și de multe ori stăm și ne întrebăm ce să le spunem copiilor noștri care au nevoie de modele, ce ne spunem nouă înșine când avem nevoie de încurajări, ce le spunem celor mai în vârstă care au trăit un veac foarte sumbru, cum a fost veacul 20, ce ne spunem unii altora când ne întâlnim și cred că trebuie uneori să ne spunem povești. Cred că des cădem în păcatul moralizării și le spunem altora ce trebuie să facă și de regulă noi nu facem ceea ce le spunem altora să facă. Și cred că e cel mai bine atunci să depășim această capcană și această ispită și să le spunem ca bun semănător celor din jurul nostru, celor șovăielnici, celor necredincioși sau puțin credincioși și nouă înșine din nou, să le spunem povești adevărate. Fiindcă atunci când am spus cuvântul poveste, poate unii v-ați gândit, ok, de povești ne-am săturat. Dar în cazul acesta nu e doar o poveste, e o povestire, într-adevăr, ci e o istorie. E o istorie care coincide, de fapt, cu istoria părinților noștri și a bunicilor noștri. Este istoria unui om care s-a născut în același an în care s-a născut regele Mihai, așa cum am spus, și care s-a născut în același an în care s-a născut bunicul meu, în 1921. Este istoria neverosimilă a unei întâlniri între doi oameni care, în mod normal, nu trebuiau să se întâlnească. Cum poate nici eu nu trebuia neapărat să mă întâlnesc cu Părintele Victor, dar așa a avut Dumnezeu să mă întâlnesc la un telefon distanță. Întâlnirile acestea sunt, la început, o întâmplare care după aceea devin destin.
cum transformăm întâmplarea în destin este subtitlul unei cărți pe care vă recomand. Dar este, de fapt, marea întrebare a vieții. Cum fac eu ca întâlnirea cu un om spiritual sau un om duhovnicesc să nu fie doar o întâlnire sau o întâmplare, ci să fie chiar un destin al vieții mele personale? Cum fac eu ca întâlnirea cu un bărbat sau cu o femeie să fie cu adevărat o întâlnire pecetluită pe vecie? Cum fac ca întâlnirea cu un profesor să fie cu adevărat întâlnirea care mă marchează? Eu spun că nu avem multe alegeri de făcut în viață. Am putea spune că avem trei alegeri mari de făcut. O iubire, un mentor, și mă refer aici și la profesor și la preot, și o țară. Cam astea sunt cele trei mari alegeri pe care le putem face. Și noi asta ați ales România pentru că puteați fi plecați. Dacă au plecat 4 milioane și dumneavoastră ați rămas, asta e nu pentru că dumneavoastră nu puteți pleca. Chiar cineva aici, Olivian, s-a întors din Anglia și a lăsat Londra pentru năvodare. Dar gândiți-vă ce alegere e asta. Să lași Londra pentru năvodare. E o alegere neverosimilă, mai ales în timpul iernii. Super alegere. Dumneavoastră, alții ați ales Bucureștiul, deși puteați pleca la Torino sau la Milano. Alții ați ales Bucureștiul, deși puteați pleca la Paris sau la Marseille. Adică în Marsilia, unde știți care este a doua limbă, nu? Care se vorbește în Marsilia, nu? Nu, franceza. Prima, vă las pe dumneavoastră să ghiciți. Cum se spune, la o cămilă cu patru cocoașe, știți cumva? Nu știți? În limba arabă, cum se spune la o cămilă cu patru cocoașe? Nu știți? Saudi quattro. Așa se spune la o cămilă cu patru cocoașe și s-ar putea să avem tot mai multe asemenea cămile în Europa. Deci nu asta ați ales România. Ați ales un loc cum este agronomia și un mentor, adică un părinte duhovnicesc, și ați ales probabil, sau urmează să alegeți, să vă însoțiți cu cineva care vă va marca viața toată ziua și toată noaptea. Și această alegere este foarte importantă. Astăzi vreau să vă spun cum anume un tânăr născut pe malul estic al râului Prut, e cineva din Moldova, felicitări, la Miorcani, într-un conac superb care amintește de vechea tradiție boierească, cum anume un asemenea om crescut de mic să ajungă mare, pe numele său Constantin Pilat, purta numele unui victorios sau biruitor împărat, Constantin, cum anume el a întâlnit o fată. Asta va fi povestea din această zi, din această după-amiază, și înțeleg că va fi și o transmisie live, Facebook, dacă cumva aveți posibilitatea să distribuiți mai departe. E bine, fiindcă la ora asta se uită și cei din Canada la noi, sau se uită și cei din Statele Unite. Am prieteni în Atlanta sau am prieteni în Montreal care se uită și se bucură să ne vadă. Așa că le facem cu mâna, le spunem că iubim în continuare, chiar dacă sunt în diaspora. Și povestea asta e o poveste extraordinară, am spus neverosimilă, pentru că există o lege pe care toți oamenii o respectă. 80% din timpul vieții lor ei o respectă. Și anume, legea enunțată de Platon, care zice că asemănătorul trage la asemănător. Nu? Asemănătorul, repet, trage la asemănător. Omul deștept caută oameni mai deștepți decât el. Omul harnic se însoțește cu oameni și mai harnici. Omul bogat caută oameni și mai bogați decât el, de la care să învețe secretele prosperității. Și omul sărac caută oameni și mai săraci decât el, ca să aibă cui să se plângă. În mod normal, când tu crești de mic într-o familie de aristocrați care, atenție, pe linia maternă a dat niște nume foarte mari, familia Pilat, pe linie maternă, dăduse niște figuri extraordinare. Ionel Brătianu Bunoare era unchiul lui Ghinu Pilat, cel care a făcut unirea. Ionel Brătianu era primul ministru care în 1916 a negociat intrarea României în război de partea Franței și înainte de a intra noi în, sigur, războiul acesta imposibil de evitat, Ionel Brătianu s-a întâlnit într-o casă secretă din București cu partenerii, cu aliații noștri și a negociat punct cu punct, da, recuperarea Bucovinei de Nord,
a Basarabiei și Transilvaniei. Un patriot veritabil, Ionel Brăteanu, sigur ar trebui să adaug, membru al Partidului Național Liberal, dar nu fac campanie electorală. Ionel Brăteanu era unchiul celui despre care vreau să vă vorbesc. Ce prestigiu! Strămoșul lui, strămoșul lui Dinu Pilat, era Ion C. Brăteanu, I.C. Brăteanu, care plecase la studii la Paris în 1848, se întâlnise cu Edgar Quinet, vedeți strada de lângă Facultatea de Litere Edgar Quinet, și care a învățat de la Paris, sigur, care este principiul acesta al naționalităților pe care apoi noi l-am îmbrățișat. Să știți că dacă purtați tricolorul cu drag, este pentru că pașoptiștii au fost primii care au crezut că e nevoie de un drapel, de un tricolor, și noi astăzi încă avem un tricolor pentru că, într-un fel, onorăm această tradiție. Nu exista tricolor înainte de pașoptiști, existau alte steaguri, voievodale, le găsiți, dacă vreți, la Putna sau în alte locuri, dar în orice caz nu vreau să vă faceți iluzii, steagul tricolor este un steag al modernității politice românești, fără de care noi nu am fi ajuns să fim o țară astăzi unită. Faptul că noi vorbim aceeași limbă, faptul că suntem în aceeași țară, faptul că eu vin din Transilvania și n-am trecut munții pe la o, știu și o vamă, asta se datorează marilor patrioți români care au inclus și această familie extraordinară a Brătienilor, despre care știm prea puține, dar care familie, sigur, are o istorie și în județul Argeș și mai în nord, cum spuneam, la Miorcani. Și în această familie și în această atmosferă de povești extraordinare, să stai tu de mic copil de la 4-5 ani, de vorbă cu tatăl tău care era academician, Ion Pilat, de vorbă despre marile fapte de arme, despre marile isprăvi politice ale înaintașilor tăi, este ceva extraordinar. Să mănânci în fiecare zi cu tacâmuri de argint și să ai pe masă sfeșnice de aur, e un lucru extraordinar. Așa au crescut boierii noștri, despre care noi nu mai știm nimic, fiindcă suntem invadați de vulgaritate și într-o lume a țupurlanilor, sigur că e mai greu să-ți amintești cum au fost cândva boierii români. Dar boierii români erau oameni capabili să stea de la egal la egal de vorbă cu cele mai înalte și cele mai prestigioase familii aristocratice din Europa. O altă familie aristocratică, sigur că a fost familia de Hohenzollern, care l-a dat pe Carol I și care apoi, sigur, l-a dat în ultima instanță pe Mihai, suveranul de care ne-am despărțit în aceste zile. El s-a născut în 1921, ca și Dinu Pilat, dar s-a născut la Foișor, lângă Sinaia, și a crescut într-o asemenea atmosferă în care era obligat tot timpul să aibă o conduită model. Nu e ușor să fii boier. Nu e ușor să fii rege. Trebuie tot timpul să fii impecabil. Trebuie să nu greșești. Trebuie să fii întotdeauna strălucitor. Și așa era regele Mihai, care, din păcate, a suferit din pricina despărțirii între soții Carol și Elena, Carol al doilea tatăl și, sigur, regina Elena mamă, s-au despărțit devreme după nașterea lui Mihai și apoi, sigur, tot tumultul din viața lui Carol al doilea a afectat și pe Mihai. Cu alte cuvinte, noi suntem în plină modernitate, zguduită de aceste maladii spirituale, în care bunoară, nestatornicia, e o trăsătură a timpurilor noastre. Și pe vremea lui Carol al II-lea, nestatornicii erau o boală, și pe vremea noastră, însă între timp s-a accentuat. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră câți dintre voi știți măcar un cuplu care a trecut printr-o despărțire, ați putea ridica mâna și faceți un lucru bun, ardeți două calorii, să spuneți câți dintre voi cunoașteți un cuplu măcar care a trecut printr-o despărțire sau printr-un divorț. Cei din spate nu au călătorit destul. Vezi, jumătate din această sală cunoaște măcar un cuplu care a trăit un divorț. Repet, suveranul, Mihai I, a suferit enorm și a devenit un om foarte timid din pricina acestei situații. Și atunci, iubirea, ca și astăzi, era improbabilă. Îmi amintește, mă rog, această imagine a dumneavoastră cu minile ridicate de anecdota aceea cu o doamnă foarte bine, extraordinar de bine îmbrăcată, care urcă, nu știu de ce, în Trump Tower și care la etajul 40 întâlnește un domn foarte, foarte, foarte bine îmbrăcat la rândul lui, avocat. Și ea se uită lung, erau doar ei doi, sigur, în ascensor și zice, stimate domn, zice, semănați-le cu cel de-al cincilea soț al meu. La care el zice, și cât soț ați avut, doamnă? Deocamdată doar 4. Da? Era și o invitație, era și o observație, da?
așa arată astăzi geografia afectivă a lumii moderne. Și ca să nu pară că vorbesc abstracțiuni, v-am dat câteva exemple dintr-un punct de vedere chiar tragice. Exemple de oameni mari, inclusiv regele Mihai, afectați de această instabilitate afectivă. Noi trăim, vedeți noastră, într-o lume foarte bucuroasă că ne bucurăm de mobilitate. Iei avionul de la Otopeni și în 2 ore ești la Malaga, sau în 2 ore jumate ești, știu și eu, la Frankfurt. Și ne bucurăm că putem călători și avem aceste avantajele mobilității sociale, cum se spune astăzi. Dar noi nu vorbim suficient despre instabilitatea, mobilitatea socială și geografică, dar despre instabilitatea noastră afectivă nu vorbim destul. Și vreau să înțelegeți contextul în care cei doi se întâlnesc. Dinu, încă o dată spun, crescut de mic să ajungă mare, într-o atmosferă de prea plin și abundență. Tatăl lui, poet tradiționalist, a și scris câteva poeme în cinstea Maicii Domnului, le găsiți publicate, și mama lui, pictoriță. Dinu crește cu această bucurie a cunoașterii. Permanent, el mai deschide încă o carte, mai învață încă o limbă, are o bonă care îl învață germană, franceză, engleză. Dinu Pilat, de fapt, a crescut așa cum am dorit noi să crească orice copil din România. Nu în sărăcie, ci în prea plin sau abundență, nu în ignoranță, ci în cunoaștere, nu în răceala sufletului, ci în dragoste de Dumnezeu și de aproapele. Cu aceste valori a crescut el. Ca un bun român, aristocrat, boier, numiți-l cum vreți, Dinu ajunge la 20 de ani să fie un expert în literatura rusă, adică să-l facă pe Dostoevski cunoscut altora. Este și asistentul lui George Călinescu, profesorul de la universitate, și într-o zi de iarnă, spuneam că imposibilul devine posibil, întâlnește pe o pârtie de schi, la predeal, o fată. Numai că fata pe care el o întâlnește vine dintr-o cu tot altă lume. E cineva din Oltenița? Aici? E aici? De mult vreau să-l întâlnesc. Da, și să-l duc la pocăință. Ea vine din Oltenița, lumii interbelice românești, în care sărăcia era luce. Tatăl ei, Gheorghe Filipescu, tatăl ei era liderul unei mișcări muncitorești, care lupta pentru drepturile muncitorilor, care nu erau întotdeauna respectate, după cum știți, dar în plus de asta era ateu. Era sărac, era ateu și în plus era analfabet. Până la 16 ani n-a știut să scrie și nici să citească. La 16 ani pleacă cu opincile în picioare, într-o zi de vară, pe jos. Pentru că nu exista atunci nici Uber, nici Taxify, în curând o să existe nici în București. Nu exista nici tren, nu existau nici măcar căruțe pentru el. Era un om foarte sărac, care a plecat în opinci spre București. Și ce a întâlnit el? A întâlnit un atelier de cizmărie. Și în București, acest român apric, Gheorghe, născut în 23 aprilie, la finele secolului 19, Gheorghe Filipescu, zice, eu am să-mi fac un rost pe lume și la început am să învăț această meserie ca o calfă bună în atelierul unui neamț. Și se apucă și învață cizmăria și încet, încet, sigur, devine meșter bun și își deschide peste câțiva ani propriul său atelier pe Calea Victoriei. Între timp, fiica lui crește, el se căsătorește, fiica lui crește și Cornelia Filipescu, despre care vreau să vă vorbesc, se înscrie la facultate, e o poveste adevărată, cred că v-ați prins între timp, că e o poveste adevărată. Cornelia Filipescu se înscrie la facultate, la facultate de litere și, foarte interesant, profesorii ei se duc să-și facă pantofii, Mihai Ralea între alții, la, sigur, cizmăria tatălui. Nu știu ce sentimente poate să aibă un tată atunci când, pentru a plăti școala fiicei, el trebuie să lustruiască pantofii profesorilor, dar cu siguranță nu erau sentimente foarte limpezi. Și sigur, socialistul Gheorghe Filipescu crede foarte mult în ideea de revoluție.
El crede foarte mult că vechea orânduire în care boierii, voievozii erau sus la vârful piramidei și muncitorii și țăranii erau jos, el crede că această lume trebuie cu siguranță schimbată. El crede în promisiunea lui Marx. El crede că revoluția trebuie de fapt să îngroape revelația. El crede, ca și alții, că religia este opium pentru popor. În asta crede Gheorghe Filipescu. Vă întreb, deci, cu ce valoare a crescut Cornelia la masă? Cu totul alte valori decât valorile lui Dinu. Și în mod normal, spuneam, asemănătorul trage la asemănător. În mod normal, tu nu te întâlnești decât cu cel care îți seamănă. Mihai, când Mihai I, suveranul, când s-a întors de la o nuntă a familiei îndepărtate, sigur, dar și cumva înrudite cu familia lui la Londra, pe drumul său către casă, la o întâlnire, să spunem, între tineri, descoperă un os domnesc în persoana viitoarei regină, Ana, pe care apoi o ia și de nevastă. Regii se căsătoresc cu, sigur, femei care au și ele sânge aristocratic și așa mai departe. Legea aceasta este legea în general a firii. Iar noi o aplicăm, vă spun sincer, întotdeauna. Când eram un politic și mă vedeau unii lângă un fost președinte, primeam telefoane, eram important, oamenii căutau să-mi facă favoruri, unii făceau și donații. Când n-am mai fost nici fostul președinte și nici eu lângă el, sigur că telefoanele au sunat mai rar. Noi, atenție, judecăm etichetele. Noi suntem ființe, inclusiv când suntem creștini, predispuse să-i judecăm pe ceilalți în funcție de ceea ce au ei la vedere. Relevanță din punct de vedere social, bogăție din punct de vedere material, așa facem noi alegerile. Noi căutăm la fața omului, exact opusul cuvintelor lui Isus, care, sigur, era un om care știa inima omului, un om Dumnezeu care știa inima omului. Și atunci suntem într-o lume interesantă, în care însă iubirea face imposibilul posibil, pentru că pe o pârtie de schi, vă rog să încercați și voi iarna aceasta, la Predeal, binecuvântare, la Predeal, Dinu vede o fată frumoasă, inteligentă, vie, curată, pe care o abordează într-o conversație care la început era banală și apoi o revede la București pe culoarele universității. Întâmplarea însă devine destin. Dar devine destin printr-o decizie. Fiindcă decizia lui este să urmeze un impuls lăuntric și să aștearnă pe hârtie niște gânduri pe care le-a simțit. Deci Dinu, repet, o vede, îi place și ia o decizie. Când iei o decizie, în general, ți se îngustează foarte mult câmpul de posibilități. Dar se deschid și altele. Și el ia o decizie foarte curajoasă, pe care mulți oameni astăzi nu mai au. Și nu mai au pentru că noi trăim astăzi într-un timp al indeciziei. Și pentru că noi astăzi îi vedem pe tinerii de 20 de ani încurajați, atenție, să amâne decizia. Lasă, vezi tu. Și când îl întreb ce vrei să faci, el spune, când termin facultate, spune un master, nu? De regulă. Și după master, al doilea sau eventual a doua facultate. Dacă nu e a doua facultate, sigur un doctorat. Și după ce termină doctoratul, ce vrea să facă, e un post-doctorat. Și după aia, pe la 35 de ani, s-ar putea să se gândească să ia o decizie. Numai că s-ar putea ca acea decizie să vină mult prea târziu. Ce ne lipsește astăzi de acest antrenament spiritual de a lua decizii? De aceea insist asupra acestui lucru. Și vreau să vă spun și vouă celor care nu aveți un stilou, deși sunteți foarte patrioți și ar trebui să vă gândiți că totuși Petrache Poenaru era român cel care a inventat stilou, deși nu aveți stilouri în mână și nici pixuri și nici caiete de notă, vă rog să țineți minte următoarea propoziție. Viețile noastre sunt decise de o silabă. Toate. Întreaga noastră viață e decisă de o silabă. E da sau ba. E atât de simplu. Și când o vede, Dinu spune, e da. Ce este da? Da, ce este nu? Nu.
Și Dinu știe că trebuie să urmeze aceste întâlniri o altă întâlnire. Însă în cuvânt. Pentru că în acea vreme oamenii care erau crescuți într-un anumit fel și Dinu era crescut într-un etos cavaleresc al respectului față de femeie, Dinu știa că nu e bine să-ți dai trupul înainte de a-ți da cuvântul. Dinu recurge la o instituție formidabilă pentru civilizația noastră, care este epistolarul. Și acum, sigur, înainte de a spune ce a făcut Dinu și de a vă dezvălui splendoarea pe care el a produs-o, am să vă întreb pe dumneavoastră, mai ales pe cei mai tineri, pentru că aici Nicanor a spus că eu folosesc toate rețelele de socializare, se înșală, nu folosesc Snapchat. Câți dintre dumneavoastră aveți cont de Facebook? Vă rog să fiți sinceri ca la spovedanie. Ok. Câți dintre dumneavoastră aveți cont de Instagram? O jumătate. Ok. Snapchat? Trebuie să-l urmăriți acolo, că acolo e cel mai interesant. Ok. Sper că postez ceva pe Snapchat. Snapchat este pentru cei care au în general sub 18 ani și care, sigur, au un limbaj pe care noi, cei adulți și prea citiți, nu-l înțelegem. Cine dintre dumneavoastră care ați ridicat mâna folosește din când în când, doar din când în când, filtre pentru selfie-uri fotografice postate pe Facebook? Folosește cineva filtre fotografice? Schimbați culorile eventual sau vi se întâmplă? Selfie face cineva din această sală? O jumătate dintre voi. Bun. Nu v-am pus aceste întrebări întâmplător. Sunt întrebări pe care le pun ca să scot la iveală centralitatea imaginii astăzi, în secolul 21, în raport cu centralitatea cuvântului. 3000 de ani, cultura europeană s-a centrat pe cuvânt. 3000 de ani, oamenii, când comunicau lucruri esențiale, alegeau să scrie câte un gând, câte un sentiment, unor sub formă de poezie, altor sub formă de eseu. În orice caz, oamenii își scriau scrisori de foarte mult timp. De fapt, scrisorile sunt prezente în istoria culturii europene. Dacă nu era bunoară Platon care să scrie scrisori ucenicilor săi, nu aveam o tradiție platonică care să ducă până foarte târziu, până la neoplatonicii din secolul 5-6, puși la punct de Justinian. Nu am fi avut probabil nici scrisorile lui Pavel către efeseni, către tesaloniceni, către bucureșteni, nu? Că v-a scris și dumneavoastră câteva epistole, sunt sigur. Nu am fi avut epistolele mult mai târziu acum, în modernitate, ale lui Theo către Vincent, să spunem în franceză, Van Gogh, nu? Care avea nevoie de sprijin de la fratele său. Nu am fi avut scrisorile între Constantin Noica și ucenicii săi, Gabriel Iceanu și Andrei Pleșu. Nu am fi avut, de fapt, mai nimic dacă nu era această instituție a epistolarului. Epistolarul este o instituție centrală. Și ea, de fapt, este instituția care fondează o altă instituție, în cazul nostru, familie. Iată cum. Cu îngăduința voastră și cu respect față de un om care a fost cu adevărat martir și o să vedeți de ce, am să citesc în această zi frumoasă de decembrie, 15, nu? Pai, când cât suntem? Îți spun prostii. 10. Anticipez. Trăiesc mereu cu gândul la întâlnirea despre sărbătoarea Crăciunului care va avea loc la Casa de Cultură a Studenților. Ăsta e momentul de publicitate. 15 decembrie la Casa de Cultură a Studenților, fosta Prioteasa, o să ne vedem cu cei care vor în jurul unei alte teme, sărbătoarea Crăciunului și atacul asupra Crăciunului pe care îl dau ideologiile. Dar acum vreau să vă vorbesc despre sensibilitatea unui om care a recunoscut epistolarul ca fiind un instrument esențial pentru dezvoltarea sufletului. Și marii părinți duhovnicești își scriau scrisori. Am uitat să spun asta, da? Cum să spun? Scrisorile lui Ioan Gură de Aur către Olimpiada sunt o capodoperă. Scrisorile lui Siluan către Sofronie sunt extraordinare. Scrisorile părinților Greciei contemporane, între care și părintele Paisie, sunt superbe. Scrisorile sunt, de fapt, repet, în centru vieții afective pentru orice om care se respecte. Știți de ce? Pentru că atunci când scrii o scrisoare, și nu un mail, mai ales o scrisoare, tu asumi
că nu va citi decât destinatarul. Tu asumi maxima confidențialitate, intimitatea totală. Și am să vă dau acum citire unei scrisori pe care niciodată autorul, Dinu Pilac, tânărul boier, nu s-a gândit că o va citi cineva în public la mai puțin de 100 de ani de la nașterea lui. Dinu Pilac nu știa că va veni cineva peste 100 de ani și că va citi ceea ce a scris el în intimitatea absolută a unei încăperi iubitei sale. Dar fac acest lucru pentru că, sigur, în primul rând, iubita a decis să facă public aceste scrisori, anume Cornelia, soția de mai târziu. Și în semn de respect și de cinste pentru el, să vă rog cu liniște în sală să putem citi aceste rânduri extraordinare scrise în 31 ianuarie 1943, suntem în București, suntem în plin război, suntem în plină catastrofă socială, suntem în contextul în care milioane de oameni mor pe front, inclusiv 3 unchi de-ai mei morți în Crimea, într-un război care nu era al nostru, pentru că trebuia să ne oprim la Nistru și nu trebuia să fim neapărat parte din această campanie de agresiune nazistă împotriva Rusiei după 42, în contextul în care oamenii sunt trimiși fie în lagăre de muncă, fie în abatoarele morții ale Holocaustului. Noi în acest context îi vedem pe cei doi înfruntând acest scepticism al veacului și spunând că iubirea este posibilă. Că iubirea e mai tare decât moartea. Asta spun ei. Și o spun într-un mod atât de frumos. 31 ianuarie 1943. Nelly Drag, spune Dinu, au fluturat aripi de cocor pe zarea orașului cenușiu, au înflorit ghiocei în mâini negre de țigancă, a trecut un galop de faun prin sângele amorțit al citadinilor care au tresărit deodată tulburați, presimți primăvara, tot așa cum presimți și începutul unei iubiri, printr-o stare de mirare lirică. N-am ieșit să mă plimb, fiindcă drumurile mele nu pot fi decât în tovărășia ta. Am rămas așadar acasă. Lumina soarelui, care are la această oră nuanțele chihlimbarului, s-a prelins pe fereastră și joacă razele în părul fotografiei tale. Ce dor îmi este de tine, de părul tău bogat și învălurat, pe care degetele ar vrea să-l frământe, de ochii tăi mari și gravi, care amintesc privirea infantelor lui Velázquez. Nelly, 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 știi că vine primăvara, știi că suntem în ceasul cel mai splendid al tinereții, când îți simți viitorul ca un șoim pe umăr. Știi că ne iubim cu intensitatea celor care n-au cunoscut încă sațiul sau blazarea? În ceasul presimțirii, începutului de primăvară, primește la picioarele tale închinarea tinereții mele tumultoase, semnează Dinu. Dacă v-a plăcut, puteți aplauda. Doar pentru doamne și domnișoare am o întrebare. Când ați primit cel mai recent o asemenea scrisoare? Nu? Nu se scriu scrisoare, părinte, în parodia asta? Asemenea. Ați scris pe blog. Au citit pe blog. Okay. Bun, dar cine a aplaudat și doar cine a aplaudat? Poate să spună de ce ați aplaudat, ce v-a plăcut? Ce calități ați simțit în sufletul omului care a scris această scrisoare? Frustrarea. Ați simțit frustrarea dumneavoastră, am înțeles. Dar calitățile lui, despre asta vorbim. Ziceați ceva? Eu. Sinceritatea. Sinceritatea, mai departe. Duioșie. Sensibilitate. Frumos. Gândiți la fel. Iubirea. Puritatea. Hotărârea. Noblețe. Profunzime. Ideea lui de geniu, pentru că s-a extrapolat din toată mocela care era acolo, și de crimele și tot ce înseamnă urât ca război, și a putut să se bucure de niște sentimente extraordinare. Deci frumosul pe care el îl putea celebra în opoziție cu urât. Indiferent de ce era în jurul lui. Foarte bună observația asta. Deci omul care se înalță deasupra concretului și vede ceea ce alții nu văd. De fapt, iubirea e o formă de a vedea mai mult. Sau chiar esențialul, putem spune. Dar hai să pun altă întrebare. Oare aceste cuvinte pe care el a așternut pe hârtie, putem spune că îmbogățesc o experiență? Deci ai o experiență, sigur, o întâlnești pe pârtea de schi.
Dar dacă pui cuvintele acestea pe o foaie de hârtie, oare experiența se îmbogățește? Sau se sărăcește? Se îmbogățește. Deci cuvântul îmbogățește experiența. E o primă descoperire pe care o facem împreună, da? Deci cuvântul îmbogățește experiența. E mai mult decât atât, că este și împărtășire. E un cuvânt care apoi împărtășește o stare sufletească, deci care transmite ceva foarte atent. Foarte frumos. Ok. Am putea face același lucru dacă facem un selfie, să zicem, și trimitem? No. De ce pun această tensiune și contrast între lumea de astăzi și modul nostru de exprimare a sentimentelor și lumea lor? Nu pentru a idealiza doar trecutul și... Nu pentru a spune că noi nu putem folosi ceea ce sigur e nevoie. Dar una este să comunici informații utile... Atenție! Una este să comunici informații utile și altceva este să transferi o stare sufletească chiar mai mult, o amprentă a personalității tale. Și știți cum se face asta? În mod grafologic. Prin emoția pe care mâna o are atunci când scrie, sigur, un cuvânt. Eu le spun unor oameni care se mai apropie de mine, le spun, eu nu dau niciodată același autograf. Dar niciodată, scrisul meu nu e același. Starea mea emoțională e diferită. Uneori sunt mai trist, alteori sunt mai vesel. Acum sunt foarte vesel. Dar vă dați seama că de fiecare dată tu pui pe hârtie niște gânduri cu o dispoziție afectivă care variază. Și niciodată ceea ce poți face cu un stilou nu vei putea face cu o tastatură. De ce? Pentru că tastatura omogenizează și îngroapă emoția. Sigur, trebuie să fii foarte talentat în scris ca tu să poți reda, să spunem, pe calculator, nu, o stare sufletească, trebuie să fii foarte bun. Dar de regulă, scrisul personal, repet, transportă energetic, îmi vine să spun, întreaga ta personalitate. De fapt, cuvântul caracter înseamnă gravură. Și tu, gravând aceste cuvinte pe o foaie de hârtie, tu transferi ceva din starea ta emoțională și chiar mai adânc, din personalitatea ta. Deci a scrie o scrisoare mult mai mult decât doar a comunica. E de fapt a începe o experiență a comuniunii. E ceva formidabil și cred că trebuie să vedeți acum care este răspunsul ei, nu? Vrea cineva să afle răspunsul ei? Nu. Pentru că ea nu este scriitoare. Nu? Ea e o femeie, în primul rând. Și asta înseamnă că ea e o femeie ancorată în realitate. Ea știe că acest, sigur, scriitor, acest geniu, dacă vreți, acest om foarte talentat, poate să se amețească, nu? Atâția îndrăgostiți la început sunt plini de sentimente, da? Dar ea știe instinctiv că ea trebuie să-l aducă pe el cu picioarele pe pământ și să-l ancoreze pe el în acea terra ferma, adică în acel pământ, nu neapărat netocmit și gol, ci dimpotrivă solid, în care ancora, sigur, o dată așezată, legătura dintre ei e de nezdruncinat. Și vreau să vedeți cum scrie ea, cu totul diferit, și mai ales să vedeți, dacă se poate, gramatica teologică, îmi vine să spun, ne apropiem de partea duhovnicească a lucrurilor, gramatica teologică a iubirii. Și ea spune așa. Dinu drag, am recitit scrisoarea pe care ți-am scris-o aseară. Ea a încercat să se scrie o misivă și mi s-a părut că nu exprimă toată puterea sentimentelor ce le-am față de tine. Deci ea căuta să exprime sentimente și știa că totuși cuvântul nu poate să ducă cât simțea ea. Am vrut să cuprind iubirea mea pentru tine în cuvinte, însă n-am reușit. Tot ce-ți scrisesem știai. Știai de pildă, ce anume știa el, Dinu, că încrederea mea, Nelly, în calitățile tale sufletești, tu, Dinu, este cum? Nelimitată. Deci încrederea mea e nelimitată. Știai că talentul pe care tu l-ai m-a făcut să întrevăd Duhul Profetic. M-a făcut să întrevăd ce vei însemna tu pentru oameni cu sau fără voia ta. Cu alte cuvinte, ea se uita la Dinu și știa că Dinu va însemna foarte mult pentru oameni, inclusiv pentru cei din parohia Chiril și Metodiu din agronomie. Da, Dinu începe să însemne pentru voi ceva. Și am spus că voi pune un cuvânt în inima voastră care va rodi în anumite suflete de 20 de ori, de 30 de ori, de 60 de ori sau de 100 de ori. Deci Dinu știa ea deja, în 1943, Dinu va însemna mult pentru oameni, cu sau fără voia lui. Și, mai adaugă, nimic nou nu ți-aducea scrisoarea mea și totuși era ceva. Era făgăduința
și reînnoirea făgăduinței că te voi aștepta până când vom putea fi din nou împreună. Cu alte cuvinte, ei sunt împreună. Deci ei sunt împreună. În București. Ei scriau. Foarte interesant. Dar ea spune așa. Simt nevoia în Bucureștiul acesta să-ți fac o făgăduință. Anume, că te voi aștepta. Ce ciudat, nu? Că te voi aștepta. Până când? Până vom putea fi din nou împreună. Și adaugă, făgăduința că în tot acest timp când vom fi departe unul de celălalt, deci ea știa că va veni vremea când vor fi departe unul de celălalt. Și zice, câtă vreme, cât vom fi departe unul de celălalt, voi căuta să fac ce? Să te înțeleg mai bine? Și să mă perfecționez pentru anii dragostei noastre. Te rog mult, deci, să mă ajut și tu în năzuința ființei mele de a te cunoaște și de a te împlini. Și ea, crescută într-o familie de atei, adaugă, mă voi ruga lui Dumnezeu, mă voi ruga lui Dumnezeu să-mi limpezească ochii și să fiu mereu trează spre a vedea adevărata cale a fericirii noastre, semnează Nelly. Dacă v-a plăcut, sigur, puteți să aplaudiți. Domnilor, bărbaților, când ați primit recent o asemenea scrisoare? Nici o reînnoire recentă? A unei făgăduințe? Bun. Am făcut o lectură exegetică, am citit și am și interpretat scrisoarea, pentru că am vrut să pun accentul unde trebuie, anume pe acest cuvânt esențial, care este făgăduința. Mai precis, am vrut să vă reamintesc că a fost om politic, că omul este animalul care promite. Și nimeni nu promite mai mult decât omul politic. Acum, dincolo de glumă, nevoia noastră de viitor ne face să ascultăm promisiunile. Și de fapt nu e un lucru rău să promiți. Atenție! Dar depinde dacă este o făgăduință mincinoasă sau nu. Ori aici vedem o făgăduință plină de adevăr. Istoria începe printr-o făgăduință mincinoasă. Care este aceea? Cine își amintește? În Cartea Genezei, citim și Biblia, în primele două capitole, Adam și Eva suntem în această lume, să vă ajut, este o făgăduință care se face. Țineți minte? Nu? Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam și Eva erau chinezi? Știți, nu? Ar fi mâncat? Șarpele, da? Nu erau chinezi. Și atunci, fiindcă șarpele supraviețuiește, nu, șarpele s-ar putea să fost român, fiindcă el face o făgăduință. Șarpele ce zice? Nu veți muri! Nu veți muri! Deci, șarpele face, ca un politician, o făgăduință mincinoasă și pentru că în naivitatea lor cei doi cred asta, sigur, apare căderea. Dar vedeți, noi trebuie să facem foarte des această disociere între făgăduința mincinoasă și făgăduința într-o adevăr. Și aici o avem pe noua Evă, nu ce i-a spus Eva lui Adam înainte de apariția șarpului. Știți ce i-a zis, nu? I-a zis, Adame, mă iubești? La care l-a zis, am încotro. Deci, până nu apare al treilea, posibilitatea aceasta a înșelării, e simplu, nu? Să iubești așa când ești obligat să iubești. Dar, iată, Eva, cea de-a doua, Cornelia, ea poate să iubească și pe altcineva. Ea nu e obligată să-l iubească pe Dinu. Ea oricând se poate răzgândi. Cred că știm asta, nu? Ea nu este încă într-o legătură sacramentală. Ea nu este încă nici măcar logodită cu el. Ei doar vorbesc. Vedeți unde suntem? În faza aceasta, ei doar vorbesc. Numai că ea ancorează relația într-un viitor. Și ea spune ceva cu adevărat mântuitor. Și ea spune ce? Ea spune, iată, eu sunt cu tine până la sfârșitul veacurilor. Este cuvântul lui Iisus. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Asta este, de fapt, adevărata legătură de iubire. Și, bineînțeles, răspunsul lui Dinu este corect,
minunat, previzibil și adânc în același timp, anume el se căsătorește cu ea în vara anului 1944, după abdicarea regelui Mihai, de fapt, iertați-mă, după întoarcerea armelor, după, de fapt, arestarea lui Ion Antonescu, regele Mihai, sigur, proclamă o nouă situație politică în acea învolburare, când, mă rog, la Ploiești și mai ales la București, aviatorii americani bombardau, sigur, câmpurile noastre petrolifere. Noi îl vedem pe Dinu și pe, o vedem pe Neli, merg la biserică, se însoțesc și nașii lor de cununie, o să ajungem și imediat la copil, nașii lor de cununie sunt Ionel Teodoreanu, autorul cărții La Medelen și soția lui. Și da, într-adevăr, în 47 se naște singurul lor copil, Monica, doamna Monica Pilat încă trăiește și apare, practic, rodul iubirii lor, pentru că iubirea între bărbați și femeie este iubirea care asumă, cel puțin din start, această deschidere către misterul fertilității și al vieții. Și atunci rodul apare, rodul iubirilor, în 47. Numai că în 47 se produce cea mai mare dramă din istoria modernă a României, anume regele nostru abdică, forțat de împrejurări. Sigur, Petru Groza, care avea un revolver în buzunar, îl obligă să facă asta și România cade pradă beznei comuniste. Și în 48, cel care era boier, cel care avea tot ce își dorea în prima lui tinerețe, constată că trebuie să vândă cărțile de la tatăl său, membru al Academiei Române, mort în 45, și le vinde profesorului lui, George Călinescu, ca să aibă să cumpere lapte, bani ca să cumpere lapte pentru fetița lor. Ea este de asemenea scoasă din câmpul muncii, obligată să presteze munci necalificate, și în 55 primește încă o lovitură vestea că tatăl ei, care fusese socialist, era persecutat de bolșevici, Gheorghe Filipescu este aruncat în închisoare împreună cu alți membri ai Partidului Social Democrat, iar el, la rândul său, Dinu, primește vestea proastă, anume că mama lui, Maria, este trimisă în domiciliu forțat la Miercurea Ciuc. Lovitură după lovitură. Însă, pentru că nu era destul, această umilință și această suferință capătă amploare în clipa în care, în noaptea zilei, de 25 spre 26 martie, după neagra securității, parchează în fața casei lor din București, el la ora 2 noapte este smuls din căminul conjugal, aruncat în dubă și trimis la închisoarea Malmaison, unde timp de 5 zile nu aude decât clopotele bisericii din vecini. Dinu Pilat, ființa fragilă, delicată, care stătea de vorbă cu Nicolae Steinhardt despre evenimentele de la Budapesta 56, care corespundea cu diferiți intelectuali ai vremii, Dinu Pilat face parte din faimosul lot Noi ca Pilat. Și primește condamnarea pentru simplu fapt că a citit cărți. Cum spunea Alexandru Paleologu, în România s-a suferit și s-a făcut pușcărie pentru că l-ai citit pe Platon și Aristotel. Nu mai vorbim de Evanghelie. El primește 25 de ani de închisoare, pedeapsă, și 10 ani reținerea drepturilor civile. Iubirea face posibilul imposibil și imposibilul posibil, am putea spune, pentru că în clipa în care el primește această sentință, soția lui își amintește de această scrisoare. Și el își amintește în zilele în care stă singur, în închisoare, fiind bătut din când în când, mai ales la spate, așa cum erau bătuți intelectuali, el își amintește de această făgăduință pe care ea o face în 43. Făgăduința că te voi aștepta până când vom putea fi din nou împreună. Și că în toți acești ani am să mă perfecționez. Sufletește. Și am să caut să te împlinesc. Făgăduința că ea se va ruga în tot acest timp. Ca Dumnezeu să dea putere să rabde. Pentru că dragostea, nu-i așa, este îndelung răbdătoare. Și pentru că dragostea pe toate le nădăjduiește. Ea își amintește toate aceste cuvinte și caută să-l întâlnească pe Dinu în închisoare. Nu primește acest acord decât după 2 ani.
Și când merge la vorbitor, noi nu știm ce s-a întâmplat. Doar îngerii au fost martori ai acestei întâlniri. Probabil că au curs foarte multe lacrimi atunci când cei doi s-au văzut. Dar când ea dă să plece din închisoare, un gardian se apropie de ea și spune: doamna Filipescu sau tovarășa Pilat, ce o să faceți? Soțul dumneavoastră e condamnat la 25 de ani de închisoare. La care ea, cu o replică de tragedie greacă, spune: așa cum am așteptat 2 ani, mai pot să aștept încă 23. Eu cred că este replica memorabilă a secolului 20, care ne pune în fața acestei evidențe. Ce înseamnă, de fapt, iubirea în adevăr? Ce înseamnă iubirea transfigurată de un logos veșnic? Ce înseamnă cu adevărat iubirea legământ în raport cu iubirea pasională? Acești oameni care s-au îndrăgit așa cum se îndrăgesc tinerii, acești oameni care și-au scris cu dragoste pătimașă chiar în prima lor tinerețe, au cunoscut suferința și prin cruce au transfigurat prima lor experiență și erosul fecundat de logos a devenit agape, putem spune. Moment în care cei doi își dau seama că fără Dumnezeu această relație nu are cum să fie cu adevărat veșnică. În închisoare sunt relatări care ne vorbesc despre Dinu Pilat, cel care l-a văzut pe Hristos răstignit. El a avut acest har de a fi întâlnit chipul lui Hristos în rugăciune, în închisoare. Și când el iese din închisoare, Dinu Pilat face un gest pe care îl înțelegem cu toții. Vine acasă, se așează în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului și îi mulțumește că i s-a dat ziua în care a putut să-și revadă cele două mari iubiri. Pe Nelly și pe Monica. El iese în 64 din închisoare, deși ar fi trebuit să iasă în 84, și mai trăiește câțiva ani. Gândul lui a fost să devină grădinar la o mănăstire. Fetele nu sunt acasă atunci când el sosește, ele sunt la Văratec și ia trenul să le vadă acolo. Întâlnirea a fost foarte grea, pentru că el nu mai era omul de odinioară. El era bolnav de tuberculoză, lovit, îmbătrânit și foarte stins din punct de vedere trupesc. Dar din punct de vedere duhovnicesc, el era cu adevărat viu și viața lor s-a reînodat în jurul acestei afecțiuni extraordinare. Au continuat să-și scrie până când el moare în 1975. Numai că după moartea lor, evocarea lui Dinu Pilat a rămas adâncă și centrală în familie, încât ea, soția, lua din cufărul casei aceste scrisori pe care vi le-am citit dumneavoastră și le citea cu religiozitate fiicei, Monica. Așa cum un ascet, așa cum un sfânt citește psaltirea, soția a citit aceste scrisori cu această religiozitate pe care am descris-o și care era justificată de faptul că în aceste scrisori ea vedea mâna lui Dumnezeu. Sigur că am vrut să vă spun această poveste pentru că ea într-un fel are și un tâlc în viața mea personală. Am scris această scrisoare și această carte, am făcut această exegeză într-un moment greu pentru viața mea, despre care nu vreau să vorbesc. Dar la capătul acestui parcurs, când am terminat cartea, m-am trezit cu o scrisoare chiar din partea Monicăi Pilat. Eu o căutam pe doamna Pilat și nu știam unde să o găsesc. Știam că apăruse la emisiune cu Horia Roman Patapievici și vroiam să dau de profesoara de literatură comparată, Monica Pilat, care a fost și o vreme cadru didactic în Canada, și mă trezesc cu o scrisoare de la doamna Pilat care îmi spune: stimate domnule Neamțu, v-am citit eseul despre părinții mei și vreau să vă mulțumesc. Eu îi răspund instantaneu și îi spun: doamna Pilat, mă bucur nespus că vă cunosc, dar zic, chiar aș vrea să veniți la lansarea cărții. Lansarea a fost organizată de editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și eu i-am rugat pe băieții de la editură, zic, vă rog să găsiți la București, la Gaudeamus, ora și ziua potrivită, nu știu, descurcați-vă, zic, să fie în orice caz o zi de impact, dacă se poate, am zis, ziua de sâmbătă. Ei s-au dat peste cap, au găsit
o oră potrivită pentru a lansa cartea, au fost sute de oameni și atunci și alături de mine Monica Pilar. La capătul acestei întâlniri, eu mă întorc spre doamna Pilar și spun: doamna Pilar, vă mulțumesc încă o dată, ați fost extraordinară. Zic, ați venit la lansarea cărții despre tatăl dumneavoastră. Și apoi am întrebat-o, zic: doamna Pilar, dar ce zi și în ce an s-a născut tatăl dumneavoastră? Și ea mi-a zis: în această zi, el ar fi împlinit 95 de ani. Și atunci am spus: înseamnă că Dumnezeu e viu, așa cum știm dintotdeauna. Și iată, El ne-a făcut un cadou, darul acesta de a ne strânge împreună, și noi am făcut Lui un cadou prin faptul că i-am evocat Marea Iubire. V-am spus această poveste pentru că eu nu știu cu ce vom merge la Marea Judecată a Neamurilor noi ca popor. Stăm prost cu autostrăzile, stăm prost cu civilizația materială, stăm prost cu foarte multe lucruri. Dar mă tem că la o întrebare despre care sunt eroi, sfinții și geniile voastre, noi, mai mult decât alte neamuri, avem un răspuns. Fiindcă în personalitatea lui Dinu Pilar, eu văd această combinație extraordinară între un geniu intelectual, între un erou al credinței și un sfânt care l-a cunoscut pe Hristos la finalul vieții. În această poveste veți descifra dumneavoastră ce vi se potrivește pentru viața pe care o veți duce de acum înainte. În această poveste, în orice caz, auzim ecoul acelui cuvânt al unui mare filozof francez care spunea că atunci când îi spui celuilalt te iubesc, îi spui că de fapt tu pentru mine nu vei muri niciodată. Vă mulțumesc!